Eu nu prea sunt, în general, speriat de... Dacă sună și că sunt mare șmecher. Bă, nu mă sperie nimic în viața asta. Că sunt plin de emoții, în primul rând, ceea ce cumva mă bucură. Și habar n-am, sunt foarte luat prin surprindere, într-un fel sau altul. Producătorii s-au gândit să facă asta, m-au întrebat, n-a existat, nici n-a trebuit să întreba. Ai vrea să da, vreau, da. Și e super mișto, adică ajung să mă duc în Filipine și în Taiwan, să văd țara aia și să mă bucur de tot ce e pe acolo, adică e superb. Mi-ar fi plăcut, dar bineînțeles că nu se poate, dar e mișto și ca concurent, clar. Dar acum am ocazia să văd și din altă perspectivă și să văd dacă o să mă pricep la chestia asta și este o nouă provocare. Și clar, acum mă distrez mai tare că fac toate probele. Zic sincer, nu m-am pregătit deloc. Producătorul a avut încredere și mi-a spus, băi, du-ți, vii acolo, fii exact tu. Cred că dacă aș încerca să fac niște cursuri, cu toate, 100% mi-ar prinde mai bine. Dar ținând cont că sunt puțin retard, probabil, nu o să îmi iasă. Și așa că e mai ușor să mă duc și să învăț. Le prind eu dimineața așa la mereu. O să-mi iau hainele, că, pe toate, că probabil intră toate la cât de puține am. Și Kendama, neapărat nu scap de ea fără, nu scap de ea fără, nu scapă bagajul fără ea, hai că am zis bine, da? Adică am ocazia să văd Filipine, Taiwan și să mă vadă o țară întreagă, probabil că mă dau în bară, dar mă rog, mă duc să mă distrez, pentru mine e ca o vacanță și sezonul 2 a fost pentru mine tot o vacanță, sincer. Cam grea, dar am meritat, adică vezi din altă perspectivă. Și sunt foarte entuziasmat de tot, de la plecare, de la cum ajung acolo, ce fac acolo, unde stau. Ce oameni cunosc, ce oameni văd, experiența în sine. Nu știu dacă mi-a răspuns bun, dar așa am zis eu. Eu nu prea sunt, în general, speriat de... Dacă sună și că sunt mare șmecher. Bă, nu mă sperie nimic în viața asta. Nu prea am frici mari. Să-mi fie mai mult panică de ce las acasă. Adică cam aia mi-ar fi frica de prieteni, de restul, că este foarte greu. Și acum când am și telefonul, cred că o să fie și mai nașpa, că pot să vorbesc cu ei și ți-aduce aminte și bă, hai, nu știu ce. Probabil o să-mi trimită poze să facă mișto de mine, că ei stau, se joacă, fac ceva și eu sunt plecat. Da, na, așa-s prietenii. Na, dar asta e prost, că eu zice să nu stați pe internet, dar trebuie. Adică noi o să avem un jurnal, Asia Express, unde o să postăm, o să... Eu cu Gina, bine, mai mult Gina, probabil. O să postim și eu pe acolo, prin spate. Și fiți cu ochii pe noi că o să postăm zilnic. Și credeți-mă că mă duc acolo fix să mă distrez și chiar o să o chinui pe Gina, vă jur. Chiar am eu un plan malefic, dar să văd dacă mi iese. Să-i stric toate filmele lui Gina. Să fug prin ele, să dea astea și poate mi iese. Da. Stați cu ochii până că sigur o să fie mișto, singur. Da. Țineți aproape de astea. Nu știu, faceți ce vreți în viața asta. Asta e singurul sfat general. Și o să meargă. Jur că nici nu mai doare cap. Bucur Serios. că am putut să ajutăm. Serios. Serios.